Al treilea meci din etapa a treia de Superliga stă să înceapă la Mioveni, acolo unde Voluntariul joacă din nou meci considerat pe teren propriu. Avem partida dintre Voluntari și UTA. Două goluri marcate de el în victoria din etapa precedentă, UTA Petrolul 2-0, golurile sale, dar și el, ca și ceilalți jucători ai Arădenilor, partidă modestă în prima etapă la Pitești. A fost Alexandru Vlad, Marcelo Lopez, să-l vedem pe dreptul șutului Marcelo Lopez în portarul Iacob. De neiertat totuși, e adevărat, Nemeț. Asta face Voluntariul, spre deosebire de UTA, mult mai repede, mult mai deciși, mai hotărâți, mai percutanți. Nicio problemă pentru portarul Iacob. Da, într-un meci în care cred că am avut două șuturi pe poartă cu tot cu acest... Centrarea lui Rață și Nemeț! Da, mă bucur că m-au contrazis în câteva secunde. Nemeț! Scăpat de fundașii echipei arădene. Lovitura de cap a acestui vârf de atac, parcă făcut pentru astfel de faze. În septembrie face 37 de ani Nemeț. 7 goluri marcate în campionatul precedent, inclusiv cu UTA, ca și în cazul lui Otele în partea cealaltă. Nemeț a marcat toate golurile, toate cele 7 goluri pe teren propriu. Da, e adevărat că pe teren propriu a fost și meciul cu FCSB de pe Arena Națională și aici tot pe teren propriu. Peste ani de zile nici nu vom mai ști. No. Erico este... E degeaba. E degeaba. Adică dacă pe Nemeț... Da. Rață, fundașul albanez nu mai este aici, evident, Cristi Costin din zona lui și pe lângă, dă pe lângă minge, nu și aici, 2-0. Șutul lui Alexandru Vlad, ce înseamnă greșeala fundașului albanez? Două goluri marcate în două minute. Ce înapărare a Arădenilor este... Asta în condițiile în care și Voluntariul... A avut două situații în care cred că au dat pe lângă minge. Alexandru Vlad tare în fața porții și Marcelo Lopez face 2-0. Scurt, repede. Ar fi interesant să vedem faza lungă. Aici pierde mingea Cojalari. Au superioritate, urmăriți-l pe Nemeț cum se demarcă, Rață. Cristi Costin spre Nemeț, care dă pe lângă minge și Rață ratează intervenția. Avem un moldovean așadar și aici la UTA. Șutul este bun, poziția pare corectă și orice ar fi, cred că notăm primul corner al meciului, minutul 48. Oh, este și intervenția bună, este și intervenția bună, parcă altă atitudine. Șutul este bun, greu, periculos. Intervenția lui Popa. Juca la Dinamo. Să vedem aici centrarea interesantă, lovitura decisivă. Daniel Florea. Nu știu dacă aligia asta și-a propus, dar i-a ieșit o pasă de gol. De-abia a intrat pe teren. Fotbalistul revenit în campionatul nostru după ce a jucat la Honved Budapesta după plecarea de la Dinamo în Ungaria. Florea! 3-0. Dubla lui Florea, dubla. Am în sfârșit două goluri marcate de Florea de când a venit aici la Voluntari. El merită aplauzele, probabil că asta vrea să spună. Nu se pare că dă rău în minge, da? Cred că... Da, da, a vrut să-i paseze, clar, e corect. Asta e faza unde sunt fundașii și de la UTA.